Se anunță vremuri teribile pentru românii care au centrale termice de apartament. Specialiștii trag un semnal de alarmă. Oamenii vor renunța de unii singuri la acestea. Vor fi suprataxați din cauza poluării excesive. Specialiștii trag un semnal de alarmă. Românii cu centrele termice de apartament vor avea mari probleme. Trebuie să se reorienteze repede, astfel se vor trezi cu taxe pe care nu ar putea să le mai achite. Românii cu centrale de apartament riscă să plătească în plus. Arderea gazului natural folosită de centralele termice produce dioxid de carbon, care poluează atmosfera. Emisiile de dioxid de carbon reprezintă o mare problemă în toată lumea. O măsură foarte rea, pentru că e întârziată. Întâi s-au chinuit oamenii, au făcut împrumutul să-și bage centrale, să bage gazul, să aibă confort iarna și acum ne spunem domnule, s-ar putea să se interzică. Și atunci bietul ce face cu investiția? Că el, ca să facă investiția, a împrumutat în bancă. Nu au oamenii așa bani mulți ca să arunce 100 milioane aiurea. Nu, că ce facem? Îi paralizăm? Au alternativă? Nu mai au alternativă. O să rămână în frig, probabil. Eu am o centrală pe gaz, dar mă gândesc că la un bloc atâtea centrale poate să polueze mai mult decât încălzirea centrală anterioară. Asta este părerea mea. Deci ați fi de acord să le interzică sau, nu știu, să bage o taxă? N-aș putea să precizez. Dacă bagă taxă iară, nu-i bine, nu rezolvă nimic cu poluarea. Deci va consuma în continuare gaz. Așa că e chestiune dificilă. Rămân la părerea că încălzirea centrală, așa cum a fost, mai ales pentru cetățenii de la blocuri, era mai viabilă, mai puțin poluantă. Șeful Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, spune că s-a ridicat chiar problema interzicerii centralelor cu gaze pentru locuințe. Totuși, acest lucru nu se va întâmpla, dar românii ar putea fi nevoiți să renunțe de unii singuri la acest mijloc de încălzire. Ce părere aveți despre faptul că ar putea fi interzise centralele termice de apartament? Nu am o părere bună. Dacă mă gândesc că centralele termice de apartament, atunci nu o să mai fie în apartament centrala, ci o să fie centrala care mergea cu cărbune sau cu combustibil, nu cu gaze naturale, și o să fie o microcentrală cu gaze și o să fie la fiecare locatar, apartament, băgat gazul. Expertul dezvăluie mai multe studii care au demonstrat că oamenii care locuiesc la bloc s-ar putea îmbolnăvi din cauza centralelor de apartament cu gaze. În mod normal, toți cei care produc dioxid de carbon trebuie să plătească pentru asta și o fac prin achiziția unor certificate de dioxid de carbon pentru fiecare tonă de gaz poluant produs.